Transmitem live întâlnirea cu soprana Andreea Ilie. Bună ziua, Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența de, de astăzi. Bună ziua, Daniela, și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu uh, aici la Casa Radio. Uh -huh. Un loc a nu fost... foarte <laughs> nu <laughs> foarte străin uh... pentru tine. A fost, uh, ca să zic așa, o a doua familie pentru mine. Am în... fost aici angajată în corul Radio și mă bucur să mă întorc mereu aici. Bucuria să știi că este și de partea noastră. Eu m-am bucurat în primul rând când ți-am ascultat piesele te-am descoperit în urmă cu mai mulți ani, recunosc că venise în București, pentru cine nu te cunoaște foarte bine, Andreea s-a născut la Timișoara, a stat acolo o, o perioadă bună de timp, copilărie, tinerețe și după care a decis să facă un schimb. Dacă merită cu adevărat să faci schimbul acesta între Timișoara și București, o să ne spui, Andreea, de la filarmonică la opera națională. Da, am fost angajată pentru 10 ani la Filarmonica Banatul din Timișoara unde am învățat foarte multe, acolo am uh, plecat chiar de pe uh, băncile, cum să zic, facultății și uh, am învățat foarte multe pentru că filarmonica îți dă un alt fel de statut, opera uh, este total altceva <laughs> și... Da, uh, Opera Națională m-a ajutat foarte mult să progresez pe scenă. Uh, filarmonica este ceva static, cu partitura în mână. Opera este teatru, uh, acting, adică total altceva decât ceea ce am făcut la Timișoara. Uh, Mă bucur acum că fac parte din acest colectiv și Știi, când nu de mult am fost angajată. Când spui, eu sunt soprană la operă, cum te privesc oamenii? mezzo soprană. mezzo soprană. -mă, <laughs> da, mă, poate ar trebui să fi spus de la început lucrul acesta. Când spui asta, cum te privesc oamenii? Uh, da. <laughs> Cred că ai un alt fel de statut și ești luată mult mai în serios. Eu, făcând și modeling, nu știu dacă. Și știi, modeling și televiziune, da. probabil că cei care te cunosc mai bine știu lucrul acesta. E o graniță foarte firavă între un artist serios și un fotomodel? Am încercat să delimitez aceste două lucruri pentru că nu ești luată în serios pe jobul pe care l am eu. Așa că, în momentan, nu mai fac prezentări de modă. Mă axez doar pe ceea ce fac la operă. Tocmai și din cauza asta, tocmai că nu pentru erai că luată ești, în da, ești luată ca, a, este frumoasă și ea, dar nu cred că cântă sau exact. are voce din moment ce face poze. E atrasă da. de, de de lumea asta fascinantă. Da, da, da. Într-adevăr, e ca o magie. În general, modelingul, televiziunea atrag, sunt domenii care atrag foarte mult. Și dacă ai acest dar de la Dumnezeu, frumusețea, poți să, poate poți să reușești mai ușor. Și am o întrebare, de fapt, te-am mai întrebat asta și la telefon înainte de a intra în legătură directă. Dacă frumusețea deschide uși în cazul tău? În general, cred că deschide, în cazul meu, nu. De ce? După cum am zis mai devreme, nu ești luat în serios și atunci nu ai această șansă să arăți lumii ceea ce poți și sau ești pus în fața faptului că trebuie să faci niște compromisuri. E loc de compromis și în această lume eu nu am fost de acord mai cu așa ceva. <laughs> în, în general, atunci când o artistă este frumoasă și în general când spun lucrul ăsta, mă refer la piața muzicii uh, ușoare, muzicii românești, muzicii pop-dance din uh, România, uh, exact aceeași senzație Poate că nu e luată suficient de mult în serios. E frumoasă, dar calculatorul sau alte accesorii fac ca vocea să îi sună foarte bine. Mă gândesc că, în cazul unei mezzo-soprane, lucrul acesta pică din start, pentru că, evident, atunci când se află pe scenă, este o cântare live 100% da, și e, lucrul am. acesta este cel care contează cu, cu adevărat. Am ales să merg mereu pe live și la emisiuni, pentru că. Este total altceva. Adică publicul, bineînțeles, mă întreabă apoi a fost live, nu a fost live? Am Pentru că se știe că vocea este prelucrată în studio și cred că este mai bine așa, să mergi pe live. Andreea, când ți-ai descoperit această voce? <laughs> uh, Oricum la tu dintr-o familie de iubitori ai să muzicii. Uh, Canto se studiază. Nu pot să zic că m-am născut cu o voce deja. Ai avut o voce educată sau te-ai născut cu am o voce frumoasă? Am avut o dar voce educată, da. da. La vârsta de 16 ani, părinții mei au decis să mă trimită la liceul de muzică și am început cu cantol pentru că un instrument era deja prea târziu ca să îl încep la acea vârstă. Instrumentul, după cum știi, se începe încă de la vârsta fragedă, de la uh, clasa întâi, dacă se poate așa. Așa că ai mei m-au trimis la canto pentru că era singurul lucru care mai puteam face. Eu provin dintr-o familie de baptiști creștini. La noi la biserică mergeam în fiecare duminică dimineață și Când după masa în și cântam în corul bisericii, așa că a fost un pic ușor mai ușor să dezvolt acest cânt. Și am avut și ajutorul fratelui meu, care este trompetist, el fiind din clasa 1 la trompetă, pian, ai mei au văzut cum a progresat el și s-au gândit să mă trimită și pe mine să fac După același, același lucru. Model. Da. Exact. Eu vrând inițial să, fi, să fiu profesoară. Da, da, e o profesoară la fel de bună, am făcut, dar da, e mai am bine cu pedagogic. o mezzo soprană și... foarte apreciată. Cum te pregătești, în general, înaintea unui spectacol la operă? Din cărți și din filme știu că o soprană, o meț-soprană, o, o artistă la operă, pe lângă celebrele vocalize, fiecare artistă are un obicei, un ritual. Ai și tu acest ritual? În primul rând, trebuie să fii foarte odihnită. Și să nu pierzi nopțile. Deci tu nu pierzi nopțile. Nu, Asta nu, este nu, prima nu, regulă nu, ca nu. să ai mă un Mai ales succes. cu o seară înainte, cu două seară înainte, dacă ai ceva de cântat, n-ai cum să pierzi nopțile pentru că a doua zi ai tot felul de chestii pe gât și nu, nu merge vocea. Apelez la trucuri, celebrul gălbenuș de Nu, ou, nu, nu. Toată lumea mă întreabă acest lucru. În niciun caz nu, nu folosesc. Nimic. Nimic. Vreau să te mai întreb dacă ai fi ales un alt gen muzical. Care ar fi fost? Acesta este lucrul pentru care sunt în București. Am ales să fac și pop opera. Gen Andreea Bocelli. Da, pop opera a fost de altfel da, și piesa da, da, pe care am auzit-o exact. ceva mai devreme. Și Bucureștiul mi-a deschis noi uși. Așa am ajuns să fiu cunoscută la televizor. Am ales să fac videoclipuri crossover și primul meu videoclip a fost Nella Fantazia după Ennio Morricone. Uh, alt gen nu. Nu. Nu, nu mi-ar fi plăcut uh, să fac. Sunt curioasă ce a spus mama ta, ce au spus părinții tăi în ziua în care ai venit și le-ai spus că vrei să te muți la București, dar nu o să îmi <laughs> <laughs> spui acum răspunsul, pentru că vreau să ascultăm piesa cu care tu te-ai lansat în pop-opera pe de care ai amintit ceva mai devreme videoclipul acestei piese. Auzim piesa și după care te aștept cu răspunsul și evident dacă a meritat acest schimb să dai Timișoara un oraș frumos, liniștit, cu oameni mult mai calmi, pe un București agitat, dar cu mult mai multe oportunități. Manita. Frumoasă! <laughs> frumoase acorduri, în special pentru cei care sunt pasionați de acest gen muzical, vă reamintesc Mețo soprana Andreea Ilie în direct în studioul Radio România Actualități, e transmitem live pe pagina de Facebook, sunt multe mesaje o voce superbă, spune Cristian, vă îmbrățișez cu mult drag Elena Mocanu, o zi bună, ne scrie și Petruț, îl salutăm și pe Dragoș și sunt foarte mulți ascultători le mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru gândurile, gândurile frumoase Frumoase. Ne oprisem la un răspuns. Ce a spus mama <laughs> când a anunțat-o, Andreea, că uh, vrei să pleci la București pentru o carieră mai frumoasă sau mai spectaculoasă? Mama e supărată și până în ziua de astăzi. <laughs> <laughs> da. Încă așteaptă să îmi, îmi dau seama că Bucureștiul nu este pentru mine, pentru că eu sunt o fire mai. Uh sensibilă, cum zice ea, și nu am ce Ia. să caut în a, între cum acești oameni. Cum poți să te duci, mama, în jungla aceea? Din, așa spune mama. Te duci în jungla aceea în, din București? Deși este, uh, unii, sunt unii oameni care uh, admiră și se, se, se energizează cu acest tip de viață. Sunt uh. alții care, din contră, se simt uh, mult mai... au o stare de disconfort. Dar... S-a fost Bucureștiu, indiferent cu sau fără voia mamei, ai ajuns aici, la București? Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut atunci când ai văzut în București, cu bagajul și cu o mulțime de vise în buzunar? Primul lucru, mi-am căutat chirie. <laughs> Știi că sunt <laughs> foarte mulți, multe tinere care doresc care să-și îndeplinească da. visul. Um... Am semnat cu o casă de discuri, cu care nu am uh, făcut prea multe chestii împreună, <laughs> pentru că e greu în pop opera să te pricepi în așa ceva. Uh, după care am început încet, încet să mă înscriu la o agenție de casting, am făcut publicități. Da, am încercat să mă descurc. Uh, pe cum propriu, pe cum propriu și bănescă, da. N-a fost foarte simplu, dar faptul că ești aici pe acest scaun și invitată între prieteni, știi că de obicei, sau întotdeauna alegem invitații care reprezintă ceva pentru România, o valoare. Faptul că stai pe acest scaun înseamnă că, că ai reușit, Andreea. Cum te-ai îndreptat spre genul ăsta pop-opera? Eu mi-am de un concert cu holograf. Dar spune tu mai departe, să nu fiu foarte indiscretă. Da. Țin minte... Cred că acum șapte sau opt ani. Te-au mai venit să în București. Eram, nu? Nu, eram încă... Era la Timișoara? Angajată la Filarmonică și ei au venit la Filarmonica din Timișoara cu un concert, bineînțeles. Și prietena mea, de pe atunci, îi cunoștea pe unul dintre ei și a spus, vai, tu poți să cânti piesa aia ce-a făcut-o cu Angela Gheorghiu, nu mai e timp. Trebuie să o cânti cu ei în concert. Și... Am mers, bineînțeles, ea și m-a introdus la ei. Da. Și a doua zi am cântat cu ei în, în, festivalul, era ceva festival la Timișoara, în aer liber. Mi-a zis doar, Dan mi-a zis, înveți piesa până mâine? o învăț. Da. <laughs> și da, a fost un moment decisiv în care m-am gândit că pot să fac și altfel de muzică. Și cred că, da, holograf m-a ajutat foarte mult să îmi dau seama că îmi doresc și altceva. Și așa am început să fac această piesă, <gânghe> ne la fantazia, după care au urmat și altele împreună cu un DJ. Hai să citesc un mesaj trimis de Silvion. La cât e de firavă, nici nu ți-ai imagina că ascunde o voce atât de puternică. O așteptăm și la scala. Wow. Este un vis de-al tău, nu, Andrea? Da. <laughs> da. Îți doresc visul, din plin. Visul să meu este să, să ajungă, da, în Italia, să. să cânt acolo, da. Cât de aproape ești de acest vis? Wow. Cred că niciodată nu știm, nu știu. <laughs> poate Dumnezeu știe mai bine, dar sunt convinsă că să ajungi acolo, la fel, e un drum anevoios, poate cu momente de căderi cu evident momentele strălucitoare de ridicări și mai degrabă cu acel dram de noroc pe care îl auzim peste tot. Trebuie să fii talentat, trebuie să fii frumos, dar trebuie să ai puțin trebuie să ai noroc. noroc. Da. Și, și tu crezi același lucru? Da. Cred că trebuie să cunoști pe cineva la momentul potrivit, nu știu. Așa cum a fost cu holograf, care din greșeală am, am fost la acel concert și mi-a zis hai să cântăm, hai să cântăm. Da. Cum arată o zi obișnuită din viața unei mezzo-soprane la operă? La opera națională din București. Încep de dimineață, la ora 11, avem repetiții. În fiecare zi? Da. Și trei spectacole pe săptămână. De seară vă așteptăm la Lucia din la În această seară, da? Da. La opera? Da. Și în weekend avem Faust, Trubadurul. Cât timp te... Nu știu dacă acesta e cuvântul, antrenezi. Mă gândesc la un fotbalist acum, Zilnic. Uh, am avut o problemă acum în urmă cu exact după ce s-a încheiat pandemia și am revenit uh, la operă, uh, făcând pauză, am uh, început din nou să cânt, uh, mă pregăteam pentru un concert cu muzică contemporană, nu știu dacă știi, muzica contemporană este foarte grea, deci orchestra cântă altceva, tu cânti altceva. E bine dacă vă întâlniți <laughs> la sfârșit. <laughs> da. Și uh, mă pregăteam uh, pentru acest concert, și uh, ceva s-a întâmplat pentru că este total altceva decât operă. Nu am mai cântat pe perioada pandemiei așa cum trebuie să te uh, 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 antrenezi. Și am făcut un fel de disfonie vocală. Ce înseamnă mai exact? Uh, și sus și jos, și peste tot mi se rupeau sunetele. Adică pur și simplu e ca și când ai luat-o de la capăt și atunci înveți să vorbești, să cânți, să N-a fost Eu am crezut pur și simplu că nu știu, că nu am să mai cânt niciodată. Am Ai avut sentimentul da, ăsta, da. da. Am mers la foniatru, am făcut uh, uh, ore online cu o doamnă de acolo care îmi spunea efectiv zici că învățam atunci să vorbesc. Cred că Numai sunete. A fost oare cel mai dificil moment da, de până acum în da, cariera da, da. ta? Atunci mi-am dat seama că trebuie neapărat în fiecare zi să, să cânti ceva. Ceva. Nu știu, orice, numai să cânti ceva. <laughs> Andreea, ce spun vecinii tăi despre tine? <laughs> N-am avut culmea, nu am avut niciodată nicio problemă cu nimeni, că toată lumea îmi spune, am colege care îmi spun, eu nu pot să cânt acasă. Și mă întreb, dar de ce? Am o vecină de sub care nu-i convine. Eu niciodată n-am avut acest, această problemă. Am schimbat două locuințe de când sunt în București, eu ai, acum stau de 4 sau 5 ani, dar nici nu uh, mă întâlnesc cu prea multă lume. <laughs> dar nu, nu, nu am avut probleme niciodată cu nimeni uite mai avem doar 40 de secunde. A trecut repede timpul și așa cum fac de, de obicei cu invitații care vin, ofer cele 40 de secunde invitatului ca la rândul lui sau ca la rândul tău în cazul ăsta să le folosești către cei care ne ascultă. Pentru un mesaj, pentru un gând, pentru o povață de care ar trebui să țină cont ca să reușească în viață, să creadă în visurile lor. Aceasta este concluzia de astăzi. Mezzo Soprana, Andreea Ilie, să crezi în visurile tale. Andreea, îți mulțumesc! Mulțumesc și Aș eu. vrea să le reamintesc că celor care ne ascultă că pot urmări interviul și pe canalul nostru Radio România Oficial, canalul nostru de YouTube. Puteți revedea de altfel și pe pagina de Facebook. Te îmbrățișez, Andreea, mă bucur tare și mult și am văzut față în față. Și sper să, să te pot vedea de foarte multe ori de acum înainte și, de ce nu, poate într-o bună zi, la radio, să văd o știre cu tine despre un spectacol pe care îl vei susține, nu știu, la Scala din Milano, nu? Așa -a să fie. Să visul. Eu sunt Daniela Mihai, ne reîntâlnim mâine dimineață, după ora 9, tot aici, între prieteni. Să aveți o zi frumoasă și să vă meargă bine!